programul guvernamental Mere în școli nu se aplică în Alba. Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, crede că acest program nu justifică cheltuielile. Început în 2011, programul guvernamental Mere în școli nu se derulează nici în acest an școlar în județul Alba. Hotărârea aparține conducerii Consiliului Județean, principalul motiv fiind faptul că nu a fost bine gândit de guvernanți și s-a riscat cheltuirea inutilă a banilor. Nici anii trecuți l-am aplicat pentru că există un risc. Merele sunt perisabile, dacă vrem să dăm mere sănătoase la copii, iar cele care se strică nu se știe cine le va plăti. Programul nu este un program foarte bine gândit în aplicarea sa și atunci este riscul ca cineva să plătească și nu este corect să fie așa. Deci nu se aplică programul cu merele. Conducătorul legislativului din Alba nu este de acord nici cu programul Laptele și Cornul, motiv pentru care a cerut acum câțiva ani ministrul Educației încetarea sa. Programul Laptele și Cornul se aplică. Sunt și aici probleme de funcționare, pentru că noi nu avem posibilitatea să verificăm câți copii merg la școală într-o zi, cât statea sute de clase în județ. Și atunci există și aici riscul să se consume fără ca acel copil să fie prezent și nu este dificil. E un program pe care am cerut de mult să-l desfințeze, chiar la o întâlnire cu ani de zile în urmă, când era ministru doamna Andronescu și am solicitat că ar fi bine să regândească acest program. Odată că foarte mulți bani sunt cheltuiți fără să-și atingă obiectivul. Nu toți copiii au nevoie de cornul și laptele și atunci ar trebui să găsească un alt program care să-i sprijine pe copiii mai necăjiți. Județul Alba cheltuiește 9 milioane de lei pe programul Laptele și Cornul. Potrivit șefului administrației județene, economia pe care Alba o face prin neparticipare la programul Mere în școli este de 500.000 de lei pe an.